Iubiți credincioși, deschidem cuvântul Domnului la Marco, capitolul 10, citesc de la versetul 46 la 52, pagina din Biblie 975. Au ajuns la Ierihon și pe când ieșa Iisus din Ierihon cu ucenicii săi și cu o mare mulțime de oameni, fiul lui Timeu Bartimeu, un cercetor orb, ședea jos lângă drum și cerea de milă. El a auzit că trece Isus din Nazaret și a început să strige, Isus, fiul lui David, ai milă de mine. Mulți îl certau să tacă, dar el și mai tare striga, fiul lui David, ai milă de mine. Iisus a oprit și a zis, chemați-l. Au chemat pe orb și i-au zis, îndrăznește, scoală-te căci te cheamă. Orbul și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Isus. Iisus a luat cuvântul și a zis, ce vrei să-ți fac? Rabun i-a răspuns orbul să capăt vederea. Și Iisus i-a zis, du-te, credința ta te-a mântuit. Îndată orbul și-a căpătat vederea și-a mers pe drum după Iisus. Amin. Vă invit cu respect să ocupați locurile pe cei care aveți loc. Cei care stați în picioare, Dumnezeu să vă răsplătească. Am o responsabilitate mare, iubiți mei, în această seară să aduc un mesaj din partea lui Dumnezeu pentru fiecare persoană și așa din toată inima să nu vă placă predica asta. Niciodată o predică care mi-a plăcut nu m-a schimbat, ci doar alea care nu mi-au plăcut. De exemplu, dacă ești bolnav și mergi la doctor și doctorul îți spune, ești bine, îți place, numai că ajungi să te faci mai rău. Dacă îți spune ce medicament să iei, Acum când ești copil, panadolul are gust de căpșuni. Când ești mare, nu mai are gust de căpșuni, ci de ghimbiră. Și de obicei, tot ce mâncăm și ne place la nebunie, ne face rău. Și tot ce mâncăm și nu ne place, ne face bine. Astăzi s-ar putea să nu vă placă predica asta, însă dacă o să ne vedem în cer din cauză că nu vă plăcu predica, îmi doresc să nu vă placă. Iubiții mei, în această seară vreau să învățăm de la un om fără facultate, fără mașină, fără poziție în satul mare sau în baia mare sau în negrești. Un om simplu. Noi românii să știți că avem așa un orgoliu foarte, foarte puternic în noi. Noi nu învățăm de la oricine. Pentru un român, de exemplu, când instalează un dulap sau o mașină de spălat sau ceva, să scoată cartea de instrucțiuni din da, geantă, e o jignire. n ați observat lucrul ăsta? Anul trecut am cumpărat o motocoasă la mine acasă și de față cu mine, cei care mi-au vândut, au probat-o, tot au mers perfect, ne am ajuns acasă, nu merea nimic. M-am chinuit un sfert de oră să-i dau drumul. După un sfert de oră, o veni Ianis, băiatul meu de 8 ani și au zis, Tati, este carte de instrucțiuni. Fugi de aici, zic. Fugi de aici să nu, să nu fie mai rău, zic. Eu am două facultăți, sunt pastor. Nu știu, să deschid o motocoasă. Și el s-a făcut mic și au plecat m-a mai chinuit vreo 5 minute, până la urmă, veni cu cartea în mână. Cred că eu fost lui rușine de taică sau. Și o veni cu cartea în mână, eu am luat-o așa și am pus-o așa un pic spre motocasă uh, uh, să nu se vadă că mă uit la carte, știți? Și acolo scria ceva interesant. 1. Porniți butonul de benzină. Știți? Uh, știți de ce fac o paranteză? Știți de ce multe căsătorii măr greu? Că nu vor să ia carte de instrucțiuni. Și de ce multe biserici au probleme? Că nu respectă carte de instrucțiuni. Și de ce multe vieți sunt falimentare? Că nu respectă carte de instrucțiuni. Căsătoria, iubiții mei, nu a fost ideea unui pastor. ci a fost ideea lui Dumnezeu. Dacă nu-ți merge căsătoria, ia cartea în această seară. Deschid eu. În seara asta va trebui să ne zmerim de la mine până la voi și să învățăm de la un om care a fost orb. Un om care a stat toată viața pe marginea unui drum și o depins de alții. Știți ce e greu este să depinzi de alții în viață? Să fii într-un căruț și să te împingă cineva. Să nu ai o pensie la bătrânețe și să -ți dea cineva un ban. Să n-ai ceva în frigider și să depinzi de mâncarea altcuiva. E foarte, foarte umilitor lucrul ăsta. Ce vreau să vă spun este că orbi întotdeauna stau bine cu auzul foarte bine. Acum și noi auzim foarte multe lucruri, auzim multe lucruri din sport, din politică, despre războaie, de finanțe, însă vreau să vă spun că Bartemeu a auzit ceva ce aș vrea să auzim și noi. Pe când ieșa Iisus din Ierihon cu nici săi, un cerșător orb ședea jos lângă drum și cerea de milă. El a auzit că pe strada vieții Lui trece Iisus. Cântarea asta vreau să o cântăm la final. De ești trudit și ți-e grea povara, n-ai vrea chiar asta să te ridici, astăzi e clipa decisivă, hotărătoare. Trece Iisus pe aici. A auzit și după ce au auzit că trece Iisus a făcut cinci lucruri pe care o să vi le spun în scurt la subiect și dacă o să le faci și tu, o să ajungi și tu ca și bartimeu Și vindicat și mântuit. 1. Ce să faci când treci Iisus pe strada vieții tale? În primul rând să strigi după milă. Vedeți dumneavoastră, oamenii ne judecă când strigăm. Am primit ieri câteva zeci de comentarii la un video pe care echipa mea care lucrează pentru a răspândi Evanghelia l-a pus pe Facebook și mulți erau iritați. Domnule pastor, ce urli așa, zice? Ce, ce străge așa? Doar la o persoană am avut timp să răspund ceilalți poate o să vad de răspunsul. Am zis pe stadion, cei care urlă după o minge, urlă mai tare ca mine. Și ori plăti, or să, să urle. În seara asta nu v-am luat bani la nimeni și nu o să vă luăm. Dar eu dacă stric, dacă urlu, este pentru că merg oameni spre iad în fiecare secundă. 44.000 de, oameni mor în fiecare zi fără să audă vestea bună a Evangheliei. Asta înseamnă 98 de avioane, Boeing 747. Gândiți-vă. Pe cum să nu stric? A întrebat un pastor din Caraș, pe un băiat, după ce s-a căsătorit, băiatul a fost în vizită la el și a văzut că are o fată harnică, respectoasă, cu mult bun simț. Și a zis către el, cum ai găsit-o? Și băiatul a zis, frate, păstor, mă cunoașteți, vă cunosc, știți unde stau în țară. Am o pădure în spatele casei. De mai multă vreme mă duc în spatele casei, mă duc adânc în pădure, să nu mă audă nimeni și strig la cer cum strig animalele după mâncare. Și am strigat la Dumnezeu și am urlat la Dumnezeu și am zis Doamne, dă-mi o femeie care să nu mă lasă pentru altul după un an de zile. Care atunci când vede un om cu o mașină mai faină ca a mea să nu plece cu el. Că din trei căsătorii în România astăzi, două, fac ce v-am spus acum. Că după ce au trecut hormonii la mulți, au plecat. După ce s-a schimbat corpul soției sau al soțului, a plecat. O să de o soție care să fie o binecuvântare. Frate, păstor, nu mă auzi nimeni, nici tu, nu mai auzi nici părinții, nimeni nu mă auzit. Acolo, în pădure, cel care poartă de grijă animalelor, o scris în dreptul meu ispăvire. Și mi-a ascultat și mie strigătul. Asta am primit. O fată extraordinară. Merită să strigăm la Domnul spunea o cântare, când te afli îngrijorat, noi facem o prostie, noi mergem și strigăm la oameni și batem pe la uș și unele ni se trângesc în față. Știți că fiecare durere care vine în viața noastră ar trebui să ne înveți o lecție. Că ar trebui să strigăm la Domnul. Acum, e adevărat că uneori ne rugăm mai în șoaptă ca și Ana, alteori ne rugăm cum spune Evrei cinci cu șapte ca și Isus, cu strigăte mari și cu. cu lacrimi, cu lacrimi. Iubiții mei, nu știu ce a sparcat afară, ce mașină aveți, dar să știți că cu mașina pe care a sparcat-o, nu o să uh, îl chemați pe Dumnezeu în viața voastră, că Dumnezeu nu e impresionat de ceea ce a impresionat omul. Ce vreau să vă spun este că Dumnezeu este impresionat de un om care plânge care se zdrobește și care spune, Doamne, mă rog ție pentru că Tu e singura mea sursă. N-am altă soluție. Asta l am mișcat pe, pe, pe Bartimeu. Să strige după Isus. O știu că prin fața lui trece cineva care îți poate schimba viitorul. Viitorul. De ce nu cerut bani? Că bani de la unul și de la altul. Eu fi dat. Numai că banul ți-a ajuns o zi. Mila lui Dumnezeu să ajunge o veșnicie. Iisus e fiul lui David, ai milă de mine. O să spuneți, bun, dar eu nu sunt starea lui, eu nu stau pe marginea unui șans, eu nu sunt orb, nu sunt cerșător. Vreau să vă spun că dacă ai făcut un păcat, nu poți să ți-l ierți tu singur și nu poți să ți-l rezolvi tu singur, ci după Dumnezeu ți-l poate ierta. Iar în urma păcatului tău sau a păcatelor tale, dacă faci 5 păcate pe zi, într-o viață de 70 de ani, ai depășit 127.000 de păcate. Și Biblia spune că plata unui singur păcat este moarte. Iubiții mei, dacă avem nevoie de ceva astăzi, pentecostali, ortodoxi, catolici, baptiști, știți avem nevoie? De mila lui Dumnezeu. Iisus Hristos a mers în locul tău și în locul meu și și-a întins brațele pe cruce și a plătit pentru tine. Și atunci o să mă întrebați, dar de ce sunt oamenii în ea, dacă Iisus a murit pentru ei? În Chicago or găsit un om al străzii la un pas să moară înghețat în frig. Și cineva mi-l a pus mâna, o sună la salvare și l a dus la spital. Când l a băgat în baza de date, o găsit că omul acela era moștenitor din cauza bunicului său a unei sume colosale de zeci de milioane de dolari care era în cont și el nu a accesat -o. Am o întrebare, eu lăsat bunicul banii? Eu lăsat. O fost suficient să lase bunicul banii? Nu. El trebuia să meargă să acceseze suma aceea. Faptul că Isus Hristos a murit e un lucru extraordinar, fenomenal. Ai accesat jertfa Lui. Ai avut o întâlnire, o prăbușire în care să spui, Doamne, fie smilă și de mine. Iartă și păcatul meu. Iartă și trecutul meu. Iartă și falimentul meu. Și scoate-mă de aici. Scoate-mă din lucrurile astea. Spunea un băiat trecute, am 38.000 de euro băgați, nu știu nici soția, nici părinții. 38.000 de euro băgați la jocuri de noroc. Și au zis, pastore, nu mai pot. Îmi vine uneori să-mi iau viață. Cum o să dau banii ăștia înapoi? Vedeți, oamenii sunt în anumite gropi, în anumite patimi. Am o veste bună, aici este cineva care te poate elibera. Strigă la el cu inima, cu voce, o să ai ocazie la final în rugăciune să cer mila lui și vreau să vă spun că nu cunosc niciun om sincer care să fi strigat la el și să nu fi fost eliberat de Isus. Amen. 2. Ce să mai faci când trece Isus pe strada vieții tale? Să ne asculți glasul mulțimii. Auziți. Versetul 48. După ce au început să strige, mulți îl certau să tacă. Mulți. Iubiții mei, uh, dacă Bartimeu a ascultat de mulțime în ziua aceea, ar fi rămas mai departe cum a fost până atunci. An de zile și eu și soția am crezut că oamenii care ne bajocoresc au ceva cu noi. Ieri am spus într-o predică și s-a pus fragmentul ăsta pe internet al ieri, că nu avem ce căuta la Antold. Nu avem ce căuta la un festival de muzică rock unde sforți oculte în spate, unde sunt droguri în spate, unde e vrăjitorie în spate, unde e muzică necreștină. Mi-am luat peste 200 de înjurături în câteva zeci de minute. Am fost făcut, cred că ca și o grădină zeologică era acolo pe pagină. De ce? Numai pe mine nu m-a afectat nicio înjurătură. Știți de ce? Pentru că am înțeles în urmă cu câțiva ani și o să vă spun sfatul ăsta, că oamenii când te blastămă și când te nu n-au ceva cu tine, au întotdeauna ceva cu ei. Duhul Sfânt din tine deranjează demonii din ei. Hai să vă dau un exemplu. Când am avut al treilea copil, am plecat cu soția la primărie să ne facem actele pentru alocație. Și femeia de acolo s-a uitat ciudat la soția mea și a zis, al treilea copil? Dacă eram cu cinci câini, nu cred că spunea nimic după noi. Al treilea? zi soția mea din ziua aceea, la toți următorii faci toate de singur. Eu nu mă mai duc să mă omilească ăștia în public, să mă facă preș. Iubiții mei, știți ce am înțeles mai târziu? Femeia aia n-avea ceva cu soția mea că dacă nu era soția mea și era oricare altă femeie de la voi sau de ei și tot cu 3-4 copii, tot la fel reacționa. Sunteți de acord? Femeia ce avea ceva cu ea. Copiii nenăscuți, refuzați de ea, urlau în conștiința ei. Mulțimea nu a avut ceva cu Bartimeu. Mulțimea au avut ceva cu ea, pentru că mulțimea au zis, mai un orb care nu vede, îl recunoaște pe ăsta că e Mesia. Și noi avem Biblia cu noi și noi avem farisei, cărturari și preoți și spunem că nu-i Mesia asta. Și atunci ai două variante. Ori să te pocăiești și să spui, da, mare dreptate orbul ăsta. Sau să urli la el, să tacă, să nu te mai deranjeze. Știți de ce nu vă pocăiți unii care sunteți prezenți aici? Din cauza mulțimii. Mă ce m-aș pocăi, dar ce spune socru, ce spune cumnață, ce spun verișorii, ce spun vecinii? Hai să vă spun ceva. Pe parte meu l au interesat un singur lucru. Ce spune Iisus? Am o veste tristă pentru cei mai mulți dintre voi care țineți foarte mult cont de ceea ce spun oamenii. Eu, și o spun cu smerenie, nu cu mândrie, nu mai primesc sfaturi decât de la oamenii care au făcut cel puțin cât am făcut eu. De ce? Ca să ajung mai sus, nu mai jos. Că dacă iau sfaturi de la unul care e în faliment, ajung mâine în faliment și eu. Înțelegeți ce spun? Am înțeles un lucru în viața asta, iubiții mei că oamenii vin și pleacă, Dumnezeu rămâne. O să vedeți de-a lungul vieții voastre, când aveți bani, aveți mulți pe lângă voi. Când ai, când mergi bine la predică, când mergi bine la afacere, când mergi bine la ceva, când ai o poziție socială, nici nu faci față, ca sugativa lângă cerneală. O să vezi când o să fii în spital, că o să fie lângă tine. O să vezi în cancer, în probleme, în diabet cunosc pe cineva și numele lui Isus care nu, mă, nu îmi cere carte de vizită, nu îmi cere poziția, nici banii. Dar am înțeles un lucru, dacă vreau să, fiu, să fie cu mine în spital, trebuie să fiu eu cu el când e sănătos. Dacă vreau să fie cu mine când sunt singur, trebuie să fiu eu cu el când sunt conjurat de mulțim. Mă bucur că sunteți mulți, dar să știți că pe mine nu mă ajută că sunteți mulți sau puțini. Eu știu un lucru, că atunci când o să fiu singur, el îmi va răspunde. Lângă Lugoș a murit o fată de 22 de ani, acum 5 ani de zile, mergea cu cartof la piață, tata în față, ea în spate. Și tata s-a uitat în oglinda retrovizoare de câteva ori și nu a mai văzut microbuzul. S-a băgat în primul peco și-a dat telefoane una după alta. Și-a primit de el un telefon și-a zis, întoarce de că încă e caldă. Cum? Păi s-a băgat unul contrasens pe ea și-a făcut o praf. Cartofi din spate de două tone jumate au venit pe ea, o băgat un volan și-a murit pe loc. s au întors stat, au luat-o în brațe, nu mai au ce să fac. În Biblia acestei fete s-au găsit niște cuvinte care vreau să vi le spun astăzi. Mă țin strâns nu de o funie, că s-ar putea rupe. Mă țin strâns nu de un plan, că s-ar putea nărui mă țin strâns nu de un om care putea să plece mă țin strâns de Dumnezeu de Dumnezeu tu de ce te strâns astăzi? toți ținem cont de oameni iubiții mei am fost la multe înmormântări n-am fost la așa multe ca și alți păstori în vârstă dar am fost la multe înmormântări o să vă spun ceva ce nu o să vă placă acum nici măcar în ziua morții voastre oamenii nu o să vorbească despre voi toată ziua, știți asta? Știți la câte mormântări au venit oamenii numai de, din cauza familiei? O intra până lângă sicriu, o scăpat o lacrimă și când am început predic, au plecat. Că pe oameni nu-i interesează că tu ai murit, ci de imaginea lor îi interesează. Îți mai zic ceva. În ziua morții tale, șeful tău va găsi pe altcineva la serviciu în locul tău și firma va merge mai departe. În ziua morții tale, copiii tăi, nu o să fie încă Și o să zică, care e acasă, zice. Și să vă păzească Dumnezeu să aveți multe să le împărțiți, că tribunalul îi așteaptă. Că dacă ai puțin, cum au avut părinții mei și suntem nou, nu avem pe ce să ne batem. Înțelegeți? Patriciu și acum e în familia după el. și o murit, dar bun. 1,2 miliarde de dolari. Acolo e bătaie. Știți? Unde a vrut să ajung iubiții mei? oamenii de care astăzi să ne-mi bă nu mă pocăiesc, că ce o să zică vecinul ascultă-mă ascultă-mă nu mai ține cont de ce spun oamenii vreau să învățăm de la Bartimeu o lecție în seara aceasta nu mă interesează ce spune mulțimea eu vreau să intru în apa botezului și să fac un legământ cu Domnul eu vreau o haină albă eu vreau o viață nouă că mulțimea când, sunt, că ești, când ești în divorț cu, 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 cu nevasta și înceartă nu te ajută nimeni numai îți ia zvonul și îl împrăște pe toată România. Asta face mulțime. Asta face. N-ați vrea de astăzi să ținem cont de ce spune Iisus. Uh, mai spun ceva aici. Spune Biblia, mulți îl certau să tacă, dar el și mai tare. Hai să vă spun ceva ce am învățat anul trecut. Mă trebuie și mie 37 de ani să învăț lucrul ăsta, că e greu de cap uneori. Uh, o zis Bartimeu, strigați pe mine că mă duc la biserică, o să mă duc și mai des la biserică de acum. O să vezi când vrei să pui la colectă 50 de lei, nu mă o să auz o voce, prea mult. A e vocea? A Domnului, așa e? Niciodată, diavolul e acolo. Spune așa, diavolul, diavolul e, pentru că ai spus că e prea mult 50 de lei, pun 500. Îți garantez că duminica trebuie, viitoare mai are treabă cu tine. Că pierde. Un frate al nostru avea acasă o bucată de slănină. Sărac era. La poartă, un cerșător. Dați-mi zice ceva. O mărs în cămară, au zis, mă, tai așa o bucată micuță. Au pus cuțitul să tai o bucată. Au auzit o voce, prea mult, zice. E prea mult, îi dau jumătate. atunci, zice. Dau jumate, am mutat cuțitul mai sus. Nu mai zice diavolul nimic, au plecat. Am o, am o, provocare pentru voi. În seara asta o să vă spună unii, mă zice, ce ai stricat de cap, ai fost la pucăieți. Îmi spunea ieri cineva, zice, de era dar nostru ortodox, mă zice, tare chiar și iubit. I-am zis, omule bun, nu contează că sunt penticostal, ortodox, catolic sau baptist. Ce vreau să vă spun este că și în Biblia penticostală și în ortodoxă le-am citit la email la Deva, la biserică, după Revelion. Scrie să ne pocăim. Că pocăința nu e o sectă, ci o poruncă. Pocăința nu e o poreclă, ci o poruncă. Dumnezeu, fapte 17, nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum, nu zice sugerează tuturor oamenilor să se Bocăiască Trei. Ce să mai faci când trece Iisus pe strada vezitale? Deci, unu, Să strigi după milă, Doi, Să nu asculți de binevoitori care îți deranjați că tu nu mai fumezi cu ei, nu mai bei, nu mai mergi la discotecă, nu mai zbați bați nevasta cum și-o el. Îți deranjați că au rămas fără echipă. N-asculta pe ei. Dar mai fă un pas, auziți care e următorul pas? Să pleci de la locul în care ai stat o viață. Pune-te, rog, Marcu 10 cu versetul 49. Iisus a oprit și a zis chemați-l. Pentru aia am venit astăzi la voi ca să fac ce au zis Iisus. Chemați-l, zice, chemați-l. mei, am o întrebare. De ce Iisus nu a auzit când a strigat prima dată și numai două oară? A auzit, a auzit. Stați lin, că nu stă nu a stat rău că au auzit Iisus însă o vrut să vadă dacă Bartimeu depășește piedica mulțimii. Pentru că spune evrei să dăm la o parte orice. Foarte mult vor să fie mântuiți, dacă când ninge zice, ai zăpadă, nu mă duc la biserică. Să vedeți dacă era piață de mașini. Și pe jos merea, la un metru zăpada merea, să ia bea în vest sau și pasa ce și lua. Ascultă-mă, Iisus Hristos nu-ți va răspunde până nu depășești fiecare piedică din viața ta. După ce o depășit piedica mulțimii, Iisus s-a oprit și a zis, haide, barte meu. Acum eu vă întreb, nu era mai normal să meargă Isus la orb, nu să cheme pe orb la Isus? Era mai normal, mai logic, nu? Iubiții mei, versetul ăsta simbolizează ceva important. Isus Hristos nu vine. Să știți că am plecat într-o zi cu Ianis, băiatul meu, la mol să mâncăm ceva și când am trecut, am trecut pe lângă o sală pe jocuri de noroc. Ianis, curios, șase ani, avea atunci s-a uitat tati, așa e că e diavolul acolo. Zic, nu cumva să intre că e zic. Nu cumva să te prind acolo, zic. De ce nu zis asta, așa e că e Iisus acolo, la șapte din 49? De ce nu zis asta, Ianis? Un copil de șase ani știe că e diavolul acolo. Oameni de 40 de ani nu știu. Nu știu. Iubiții mei, auziți, Faptul că Isus îl cheamă pe omul acesta și omul acesta merge din locul în care era simbolizează ceva foarte important, că Isus Hristos are locul lui în biserică și te cheamă pe tine să vii de acolo aici. Nu merge el acolo. Că mulți stau în pornografie și așteaptă să vadă pe Mihail cum le predică în timp ce se uită pe pornografie. Mulți în timp ce joacă poker pe bani au zice, bă, dacă e de la Domnul sau nu e de la Domnul vreau să văd un video aici cu predică. Nu o să se întâmple asta. Trebuie să lași lucrurile acelea și să vii la Isus să părăsești locul în care ești și să faci o schimbare în viața ta. Aici e locul unde se prezinte Isus, aici e biserica Lui. Punem te rog, în 5 cu 19, să vedem care e locul la care stau mulți de ani de zile. Apostolul Pavel a scris aceste versete inspirate de Duhul Sfânt și faptele firii pământești, adică păcatele sunt acestea, prea curvia, relația cu un alt partener în afară de soțul și soția ta, curvia, concubinajul, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, desbinările, certurile de partide, invidia, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările. La frate Cristi, unde scrie în Biblie despre tatuaje? Da de pariuri sportive, unde scrie? Dar de-o unde scrie? Hai să vă spun unde scrie Și alte lucruri asemănătoare Mulțumesc pentru highlight Și alte lucruri asemănătoare cu Cu acestea Și acum vă rog să, să ascultați continuarea Dacă o zicea Boariu Nu trebuie să-l băgați în seamă O zis Pavel Vă spun mai dinainte Cum am mai spus Că cei ce Nu au zis că cei ce au făcut Că toți le-am făcut, cel puțin cinci de aici, toți le-am făcut. Dar la un moment dat câțiva dintre noi ne-am pocăit, ne-au părut rău și am ieșit din mocir la aceea și ne-am lăsat de păcate la și am fost eliberați. Și în loc de marboră pe masă, avem Biblia deschisă pe masă. Și în loc de ceartă în casă, avem un colț de cer. O zis Pavel, nu cei care au făcut, cei ce fac. Știți ce o să facem în ziua morții tale? Ce faci astăzi? Adevărat vă spun, o zi, Pavel, că cei ce fac astfel de lucruri și îi prinde moartea în lucrurile acestea, auziți, iubiții mei, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. N-ai vrea din seara aceasta să spui mă duc la, de la lucrurile astea. Mă las de el. Românii măr la spovedanie să-ți povedesc, apropie, zice, postul Crăciunului, a întrebat cineva, domnul preot, ce să nu mâncăm în post? Să nu vă mai mâncați unii pe alții, a zis. Nu vă mai mâncați unii pe alții. Că suntem atenți la ce mâncăm în post, dar de 20 de ani suntem certați cu vecinul și la ei nu suntem atenți. Iubiții mei, spune ceva frumos despre orbul Bartimeu, versetul 50. Marcu 10 cu 50. Orbul și-a aruncat haina a sărit. Știți ce înseamnă să sare? Și ce înseamnă să te ridici? Când auzi că îl cheamă Creatorul Universului, o zis, nu mai vreau o secundă în mocir la asta. Nu mai vreau o secundă în, în, lucrurile acestea, în praful drumului, în gunoi, ce vreau în brațele lui Isus. Uitați aici un alt simbol. Orbul și-a aruncat haina. Când fiul risipitor vine acasă, tata îi spune, te primesc, te îmbrățișez. Dar să nu intri cu haina de la porci în casă. Ia-ți altă haină. Eclesiastul nou cu 8 spune hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Bartimeu, hai de ce? hai aici, uite aici în locul tău, lângă mine. Am o întrebare, nu câte predice ai ascultat până acum, am o întrebare, ești la locul unde te vrea Iisus să fii? Am stat de vorbă cu un frate la ieșirea dintr-o biserică și mi-a zis, de că am fost șapte prunji la părinți, șase dintre noi nu ne-a plăcut biserica. Ne se a părut că să cânti la orchestră, să stai aici și să asculti o predică, o oră, e ceva înapoi aia. Ne-a plăcut distracția, lumea, plăcerile, din șapte, șase am plecat acolo. Și zic, bun, dar măcar unul v-ați întors, așa, v-ați săturat, de ce oferi lumea și să vă întoarceți? Și au zis, de crește, toți șase ne-am întors până la urmă. Bineînțeles, cu dureri, cu necazuri, că cu buna pu puțin vor. Dar zic, care este credul? Cum de v-ați întors toți șase? Și au zis, de Christ, am avut acasă o mamă. O luptat cu Dumnezeu zeci de ani pentru noi. Și au înțeles locul. O zis, dacă aș fi în România, că nu era în România, era în America când am vorbit cu el, dacă aș fi în România, să te duc acasă să vezi că o lăsat urme în dușumele. s rugat până nu mai putut. Până ne-o câștigat pe fiecare și ne-o să împreună cu Dumnezeu din brațele diavolului. Și suntem din nou în împărăția lui Dumnezeu. Și suntem fericiți de nou. Dar auziți ce m-a spus? Pentru că am avut o mamă care atunci când noi am plecat de lângă Isus, i-au rămas. Am o întrebare. Unde ești astăzi? Știți ce vor ce mai mulți români? Până la moarte cu diavolul, după moarte cu Isus. Nu se poate asta. Eu vreau până la moarte cu Isus, și după moarte tot cu Isus. Patru. Ce să mai faci când trece Isus pe lângă tine? Patru. Să-ți recunoști tare. Auziți, o întrebare interesantă. Marcu 10 cu 51. Au venit orbul Bartimeu și Iisus se uită la el și spune, Bartimeu, ce vrei? Doamne, dați ba joc de omul ăsta? Cum adică pe un orb ce vrea? Cum, da, da, nu vezi că e orb. Și poate vi se pare ciudat versetul ăsta, însă vreau să vă spun că mulți din cei care au venit la Iisus nu vor să fie vindecați nici mântuiți. În Luca 12, Biblia spune că unul din cei care au venit la Iisus au vrut să facă pe Isus topograf o să doamne vină acasă la mine și spune fratelui meu să împartă morșinirea cu mine. Spune, zice, că tot împinge gardul în fiecare an către mine, că e din în pace gardul lui. să-i rămână lui mai mult. Doamne, nu vreau să ne pocăim unul, nu vreau să mă în cer cu tine, vreau pământ mai mult. Nu știu cât pământ aveți, ce vreau să vă spun este că doi metri o să fim toți la final. Și uitați-vă ce linie și stau oamenii în cimitir, unul nu se ceartă. Și înghesuiți. Unul lângă altul. Și sunt pace toți. Că atunci când mor nu contează cât pământ ai, ci contează cât cer ai. Am o întrebare. O mărți Iisus să îi împartă pământul ăsta? Nu. Pentru că Iisus nu vine să ne împartă pământul, o vine să ne împartă cerul. Nu, voi nu vedeți cum trece viața. O să sunt o bărbat de 48 de ani, îmi cer iertare, zice că acum 25 de ani, 30, ziceam că treia care au 50 că bătrâni. În 2 ani eu și eu bătrân, zice. Îmi cer iertare. Dar parcă așa a trecut viața. Îi spuneam soției mele, uite, reușim după ani de zile să ai o casă, să ai o mașină și pe când trebuie să te bucuri de ea, să strică piesele. Rinichi, ficatul, probleme, nu, no, bucură-te. O să cineva, domnul pastor, după 12 ani de, de tribunal mi-am recuperat pământul și zic, cum ești cu sănătatea? Eu direct la subiect. Păi ce am făcut diabet în 12 ani. Zic, spor la semănat. La arat. Succes. Vedeți? suntem gata să ne dăm sănătatea numai să recuperăm pământul. N-ați vrea astăzi să ne dăm viața numai să recuperăm cerul. Să ne predăm viața numai la lui. Că asta ce mai... Bartimeu, tu ce vrei? Vrei numai mâncare cum o vrut cinci 5.000 50 de oameni? Și apoi nu i -a mai găsit pe unul. Unde unde s plecat, zice? Unde, unde sunt Tu ce vrei, Bartimeu? Doamne, zice, vreau să văd bine. Vreau să văd bine. O să spuneți, frate Cristi, până aici predica să se potrivit, dar aici chiar nu se mai potrivește, că nu e niciunul care nu vede bine, ceea că toți vedem bine. Serios? Păi dacă nu era niciunul, nu veneam de undeva până aici. Hai să vă pun o întrebare. Un băiat care își duce mama la azil, vede bine? Nu vede bine. Nu vede bine. Un bărbat care stă pe telefon și vorbește cu alte femei în afară de nevasta lui, vede bine? Nu. Un om care vine la biserică numai la Pașul, la Crăciun, deși Dumnezeu îi dă 22.000 de respirații pe zi și 115.000 de bătăi ale inimii. Vede bine? Roman 2 cu 4, te rog frumos. O zis Pavel aici, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă? Cu alte cuvinte, Pavel spune așa, mă, și eu am fost ca și voi, n-am văzut bine. Îi băgam în închisoare pe ucenicii lui Hristos și credeam că fac un lucru bun până într-o zi când pe drumul Emausului când pe drumul Damascului mi s-a prezentat Dumnezeu și m-a trezit de nebunia aceea și mi-au căzut fapte nouă niște sol. am predicat am trecut la voi despre asta niște sol, mi-au căzut de pe ochi și acum văd bine și o zis Pavel, dacă vezi bine te-ai pocăit dacă încă nu te-ai pocăit, înseamnă că nu vezi uitați, nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință N-ați vrea în această seară Dumnezeu să te mai deschide ochii? Nu ăștia, că ăștia văd bine. Aștea văd bine, că imediat vedem când e ceva la ofertă pe îmi Imediat vedem când își vinde cineva ceva. Nu, nu ochii okay, ochii inimii să, să, ne deschide Dumnezeu. Să vezi un om care plânge și nu are ce mânca. Să vezi pe cineva care are o nevoie. Să vezi un tată care nu mai los un an, nimeni de ani zile, cu mâinile crăpate au fost bun până le au pus ceva în mână și apoi ne-a sunat în Austria 2 la miros de cer o zis, nu mere să vedeți de tată, zice, că e bătrân dar zic, voi în Viena ce faceți? noi facem bani, zice și noi să merem, zic, noi deci voi în Viena cu bani nu puteți să veniți să vedeți ce face tata? păi n-avem timp, zice, că suntem prieteni, facem, facem euroi n-avem timp Iubiții mei, când te întâlnești cu Iisus, ești vindecat de orbirea spirituală. Am avut o bunică, prima cântare pe care o știu în viață, de la ea o știu. Și are legătură cu vederea. Dar nu asta cu asta. Eram copil și mă ținea de mână și mă învăța cântarea asta printre munți și dealuri. Văd pe Dumnezeu. Văd pe Dumnezeu. Ape cristaline murmură mereu. N-avea prea pe cum avem noi. Nu. Dar să uita la un râu care curge și spunea în spatele acestui râu e un creator. Și mă mișcă lucrul ăsta. O, o făcut diabet într-o zi și eu zis doctorii uh, o să vorbești, o să vorbești în, în, cât, în câtva timp nu o să mai vezi nimic. Ia să rugăm mult și zis, Doamne, nu vreau să vorbesc că aș mai citi din Biblie. Și eu vorbit, Domnul, pentru un proroc și eu zis, până în ziua morții tale, nu o să-ți iau complet vederea, o să mai vezi așa câte cât, e, cât e puțin. Așa au și fost, până când au murit, o mai văzut cât e puțin. Nu au avut mașină, nu au mâncat la restaurant în viața ei, nici la mec. nu știu ce e aia pizza. Într-o zi ca să-mi joc de ea, eram, eram un nenăscut din nou, un nepocăit. Am luat un telefon, primul telefon care l-am avut un, un Siemens și am dat și am zis, bunicu, deschide telefonul ăsta, știi să-l deschizi? Eu, mare grandoman, aveam și eu telefon. Și am zis, o știi să-l deschizi? Și ea a zis, eu nu știu, numai pe ăla cu fir să-l deschizi. Știți, când oamenii aveau telefoane cu fir, erau liberi. Acum avem fără fir, sunt legat astăzi. Am luat telefonul și am zâmbit, bucuros, că bunica nu știe să deschide telefonul în 2012 am murit și știi m-a spus o voce din partea Domnului în mintea mea după ce a murit ea bunică ta nu știa să deschidă telefonul când să pleca pe ce nu deschidea cerul noi deschidem telefoane, tablete, televizoare deschidem uși tot deschidem, dar cerul deschiz că cerul nu-l poate deschide decât un om care se zdrobește, care se smerește care trăiește cu Dumnezeu în fiecare zi Doamne, te rog în această seară să mai vindești de orbire. Vreau să vă întreb, un om care vede păcatele pe care le fac tăi vecinii și a lui nu și le vede, îi vindeca de orbire? Merg la cineva la bloc, zice, hai să spun, aia de la patru a avortat, aia de la trei a plecat cu altul, dar tu cum ești? E ospitalul Dumnezeu, zice. Să știți că întotdeauna oamenii care se pocăiesc cu adevărat, îi văd buni pe alții și răi pe ei și oamenii care îs departe de Dumnezeu întotdeauna să văd bun pe ei și răi pe alții. Asta e semnul. Uitați-vă la Pavel, o zis, cel mai mare păcătos. Cine e? Eu. Pentru că atunci când te pocăiești cu adevărat și vezi ce măreții Dumnezeu că te o, te -o lăsat în viață să-și dai, de deși ai început ziua cu horoscop în fiecare zi și ai terminat-o cu înjurături și cu blesteme și el s-a dat sănătate. Păi cum să nu zici, mă, cel mai mare păcătos eu am fost. Numai că din cel mai mare păcătos Dumnezeu poate face un sfânt astăzi. Cu singură condiție să te pocăiești. Și în ultimul rând, ce să faci când treci Iisus pe strada vieții tale? Hai să vedem Marcus 10 cu 52, cel mai frumos verset pe care l-am citit în seara aceasta. Bartimeu, ce vrei să-ți fac? Să încapăt vederea, Doamne. Să văd bine. Și Iisus i-a zis, du-te, credința ta ce înseamnă mântuire? Salvare, transformare, eliberare. Iubiți mei, vreau să citesc în continuare împreună cu voi. În Îndată orbul și-a căpătat vederea și-a mers pe drum de la Isus. Vedeți ce diferență face un singur cuvânt? Știți câți oameni după ce s-au văzut cu burta plină, după ce au mâncat în pâinile Domnului Isus, o plecat și nu ai mai văzut? Am întâlnit cazul unei femei lângă Petroșani, a fost vindecată de cancer, când s-au rugat păstorii pentru ea și acum mai în lume. Când s-au văzut vindecată, au zis, biserică nu întrebă, vreau să-mi trăiesc viața. Cei mai mulți oameni, după ce Iisus s-a atins de ei, le-au făcut bine, s-au și au plecat. Când Iisus s-a atins de Bartimeu, Bartimeu a deschis ochii și au văzut pentru prima dată palmieri, case, câmpuri, holde, cerul, numai că în fața lui, a, apropo, eu văzut și pe ea care o zis, taci! Dar nu s-a uitat la ei. Însă în fața lui l-a văzut pe Iisus. Și-a zis, Doamne, vreau să nu te ascult de data asta. Mi-ai spus să plec. Că așa ai spus la toți. Că cu forța nu duce nimeni, Domnul, pe, pe nimeni în rai, să știți. Că nici căsătoria cu forța nu e bună, Nu există rai cu forță. La fel cum nu există premiant cu forța, nici olimpic cu forță. Bartimei, tu te și tu că și alții au plecat. S-a terminat evanghelizarea, nu mai văzut până în viitor. Gata, au plecat. du te și tu, Bartimei. Și vă zis, Bartimei, Doamne, nu mă duc niciunie. Eu vreau să mă duc după tine Eu vreau să calp urmele tale. Dacă mă îngăduiți, de ce? Ar vrea să mă duc după tine am auzit o vorbă și mi-a plăcut foarte mult și nu o să uit până mor vorba asta. Bunătatea nu lasă cicatrici, de aceea se uită repede. Avem acasă un copil uh, al șaptelea, are un an și o lună și unii ori se scoală de 10-15 ori pe noapte. Când îți acasă dorm eu cu el, când îți plecat doarme soția cu el. Știți ce faine să te trezească un copil de 10 și până pe noapte? Are sticluța de lapte praf lângă el, nu se întinde să o ia. Vrea să te vadă pe tine cum te trezești și o dai. Are satisfacția asta. acum într-o zi dat o palmă. I-am spus ceva când era la masă, deci nu știe să zică nici tata, nici mama, și ce spune? Aci! Puneți voi tău în față și o să vedeți ce vă dă că eu nu mai lăpun căsătul. Taci! Așa m a spus. Deci după ce te scol noaptea, ți-ai pierdut asta nu mai dormi două, trei ore, îți spune și taci a M-am tot întrebat, mă, oare nu este pampers de la care să lase aici o urmă după ce îl schimb? Aș cumpăra. Mă, dai o mie de euro dată și apoi știi că la 18 ani când face figuri nu mai arăți urmă. Nu este oare de aia uh, sticlă de naia care atunci când bei lapte praf sau ți lasă așa o urmă până pe la 20 de ani. Că atunci când se credești șmecher și strângești ușa și spune către că să taci, să iezuzi și să se uite la oglindă. Nu este, așa că nu este Pan din asta. Nu este. Și de ce nu este? Că bunătatea nu lasă cei care Acum când zice taci la, o lună o, la un an și o lună, când zice taci la 16 ani, mai bine chiar bate, că mai ușor ar fi. Știți? Sunt cuvinte care dor mai tare ca o palmă. Și de ce? Că bunătatea nu lasă cicatrici. Dar aceea se uită repede. În Ioan 2 spune Biblia că mulți veneau după Isus, dar Isus nu se încredea în ei. Că știa că cei mai mulți vin după El numai pentru pâini, pentru vindecări. Bartimeu se uita la Iisus și a zis, Doamne, eu diferit eu nu vreau să mă întorc și să plec, să uit ce mi-ai făcut, să uit că mi-ai schimbat viața, mi-ai dat un orizont, că mi-ai scos de un șans, că mi-ai schimbat nopțile alea în care veneam biată acasă. Îți mulțumesc că mi-ai dat o altfel de viață, de ca să îmi păstrez viața asta așa curată și frumoasă, am o singură soluție, să mă duc după tine. Altă soluție nu am. Uitați-vă, 5.000 la înmulțirea pâinilor, 82, 70 pleacă, 12, în seara cinei, 11, înghețimani, 3, la cruce. Și de ce? Păcum cum te apropii de cruce, de suferință, de persecuție, de bajocură. Mă, ce nu mă pocăiesc, că dacă mă pocăiesc o să mă jure ca pe boarii ăștia să mă facă coș și cu oțiet. Și eu vreau să mă aplaud de lumea, nu? Așa zic cei mai mulți. Pe cum te apropii de suferință, de cruci, de, de, de spini, de scuipat? Mulți, mulțimea scade. Mulțimea scade. Închei. Okay. Spunându-vă că a fost un, un cutremur mare și sigur ați auzit de el. Anul trecut pe vremea asta aproximativ. În Turcia și Siria. Peste 50.000 de morți și milioane de oameni fără locuință au rămas. Presa nu mai scrie despre ei, deși unii dintre ei sunt tot în stradă. Am văzut o poză pe internet după ce au fost cu tremurul acela. Un salvator a ajuns în fața unor dărâmături. O ta la o parte niște molos de acolo și sub dărâmături sub o placă de beton înclinată la 30-35 de grade era o fată și un băiat fata undeva la 8 ani băiatul 4 ani, jumate, 5 ani fata stătea așa cu mâna după umărul lui, ca și cum ar fi încercat să-l protejeze de betonul care a căzut Dumnezeu a făcut o minune că s-a oprit placa aia acolo 17 ore trecut de la cutremur. Când i văzut Salvatorul, s-a speriat și el și s-a speriat și cei doi copii. Și nu știa cu ce să ia, ce să le spună până vin echipele să-i scoată de acolo și atunci s-a uitat la ei în față, o privit-o pe fată în ochi și i -o pus o întrebare. Și întrebarea a sunat astfel. Îți plac jucăriile? să-i ducă gândul în altă parte. Că 17 ore fără mâncare, fără căldură, fără apă, fără lumină. Și fata s-a uitat la el și a zis, Domnule, în la întrebare, dacă mă scos de aici, o să fiu roaba toată viața. Am văzut tot apoi poza de a doua zi. Copiii erau scoși, erau îmbrăcați, spălați, erau într-un spital undeva, într-un pătuț, bucuroși. M-am gândit mult la întâmplarea asta. O să mă urmărească mulți ani întâmplarea asta. De ce fata nu a zis, domnule, îmi place Lego? Îmi place Barbie? De ce fata de sub dărâmător nu zis, domnule, aveam o bicicletă frumoasă, nu mai am acum, dar îmi plac ce bicicletă. Și de ce? că atunci când viața îți oferă de rămături, jucările nu mai contează. Încercați să ridicați întâmplarea asta la un alt nivel. Jucăria unui serviciu, a unui salar care intră regulat, a unei căsătorii care au mers bine până la un moment dat, a unei mașini, a unei poșete, a unei haine, a unui confort. Și vine un moment când totul se prăbușește. Dar de fapt toată prăbușirea aia are un rost. Și rostul următorul, să ajungi să spui cuvintele pe care le-a spus fata, dar nu la un om, ci la Iisus. Și unii dintre voi în seara asta n-ați fi aici dacă viața nu v-ar fi oferit de rămături. Aș vrea să spui ce a spus fata uitându-te la Iisus astăzi. Doamne, dacă mă scos de aici, o să fiu robată toată viața. Dar, dar uh, Nu-i urâtă robia lui Isus. Robia diavolului urâtă. Că în loc să duci bani și didaj la copii, îi dai pe băutură. Aia e urâtă robia. Și aș putea continua cu exemplele. Cea mai frumoasă libertate pe care am găsit-o a fost la 14 ani, când am primit Duhul Sfânt. Și la 17 ani, când am intrat în apa botezului îmbrăcat în alb. Să fii liber de păcat. Să fii liber de vicii. Să fii liber de murdării, de înjurături, de blesteme. Să ai șapte copii și o soție și să ai un colț de cer acasă. Și să nu fugă copiii pe-un pot când tu vii acasă pe două cărări. Nu-i frumoasă libertatea asta. Nu-i frumoasă libertatea când vii aici și te pe genunchi și încă cu 100, 200, 300 de oameni te rogi. Și simți că cerul se apropie de tine. Nu-i frumoasă? Că mulți se uită la noi și zice, Bă, v închis viața. Cum? Când tatăl meu a făcut nouă prânși cu o singură femeie și nu a avut altă femeie în viața lui, asta înseamnă o viață închisă. Eu cred că asta e viața deschisă. Eu cred că viața închisă are alea care trebuie să mintă în fiecare zi. Că mai are zeci de numere pe telefon. Și când spui minciuni în fiecare zi, trebuie să le ții bine minte. Aia e viață închis. Eu cred că libertate cu adevărat îi să ai o siguranță că dacă mori la noapte te întâlnești cu Isus. Că dacă l-ai urmat pe el, cu el te întâlnești. Dacă l-ai urmat pe diavolul, cu diavolul te întâlnești. Nu o să facă greșeală nici îngerii, nici demoni. N-ați trebuit asta să ne ridicăm toți în picioare. Cu mi major, cu Bogdan, cu soția, cu pianul piano noi cântăm aici, mai încet dar își vrea cu toată sala să cântăm cântarea asta frumoasă corul ei spune trece Iisus pe aici trece Iisus pe aici apoi vom face rugăciunea de încheiere dar aș vrea să te gândești în timpul cântării că tu ești Bartimeu de care Dumnezeu vrea să se ocupe în seara aceasta și cântarea nu spune mâine e clipa hotărătoare, ci spune iată, astăzi e clipa decesivă, când Dumnezeu poate schimba familia ta, când Dumnezeu poate schimba viața ta. Eram undeva în Bihor și au venit doi sos la mine. Și au zis, domnul pastor, până în urmă cu șase luni, când am găsit predicile pe YouTube ale voastre, aveam iad în casă. Certuri și probleme și dezastru. Și au zis, ne vezi, copiii lângă noi, eu cu soția de mână, ne pregătim de botez. Pentru că într-o zi, pe strada vieții noastre, a venit Domnul Isus Hristos și ne-a schimbat viața. Și nu avem altă dorință decât să mergem spre cer. Poți să faci și tu în seara asta, lucrul ăsta. De aceea cântăm împreună. Și Dumnezeu să ne asculte. Te ești să plecăm capul să stăm într-un moment de meditație înaintea lui Dumnezeu acolo pe o stradă din Ierihon fără nicio șansă nebăgat în seamă de nimeni un om din praful drumului a strigat Iisuse, Fiul lui David ai milă de mine și-a văzut starea și-a văzut neputința și strigătul lui disperat a fost auzit de Mesia cel care a venit la oamenii care strigă nu la cei care spun eu sunt ok, eu sunt bine. Astăzi, în negrește într o într-o biserică, în confort, în căldură, pe scaune tapițate, mai sunt câțiva barti Aș vrea să întreb dacă în această seară este cineva aici care s-a decis să înceapă o viață nouă cu Dumnezeu. Să iasă din mocir la păcatului să primească răscumpărarea, iertarea, mântuirea și să meargă spre cer. În timp ce noi ținem ochii închiși, eu deschid ochii și mă uit întâi la balcon. Dacă este cineva acolo, fă-mi un semn cu mâna. Vreau să mă rog pentru tine la sfârșit. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă uit în sală. Dumnezeu să binecuvinteze mâinile aici în dreapta care s-au ridicat. Mă uit în stânga. Dumnezeu să binecuvinteze mâinile care s-au ridicat aici. E un prim semn că vrei o schimbare, e un prim semn că vrei iertare. Mă uit în dreapta aici la tineri, dacă este cineva, Dumnezeu să vă binecuvintez. Dacă mai este cineva, spune: Doamne, e seara mea, e momentul când am simțit că tu mă chem. Și aș vrea și eu să-mi aud numele într-o zi strigat din Cartea Vieții. Și aș vrea și eu o haină albă care simbolizează o viață nouă, o viață curată. În acest sens, iubiții mei, intrăm cu toții în rugăciune și la final mă voi ruga eu și Dumnezeu să ne asculte.